Domnul Mare, o să vă rog să păstrăm un moment de recunoaștere în memoria eroilor Revoluției și a Majestății Sale, Regele Mihai I. Fără dânsii,
N-am reușit, n-ar fi reușit nimic să vadă. Pentru că dumneavoastră sunt profesioniști, știu cum să facă superior și au posibilități enorme. Noi suntem cu sprijinul la tot și cu prezență. Deci, eu vă mulțumesc foarte mult pentru camaradii care sunt în această sală și cei care nu au venit astăzi și sunt în asociația noastră și în alte asociații. N-am nimic de spus mai mult de atâta și sunt mândru că am reușit să facem și vom reuși să facem acest pădure împreună cu cei de la Muzeul de Istorie. Când eram în drum spre Consiliul Județean, spre prefectură și văzând această atmosferă cu figuri care mi-aduc aminte de acele momente, mi-am schimbat gândurile și mi-am pus câteva întrebări. Întrebările care le-am pus de la începutul Revoluției și la care n-am găsit nici acum răspuns. Ca om simplu, fără a face parte din nicio structură, avem dreptul, și dumneavoastră la fel, de a cunoaște unele evenimente care s-au petrecut, nu numai Brașov, și la nivel național, pentru că acest drept nu îl oferă cineva, îl cerem noi că trebuie să-mi se spună. Și am auzit că aici sunt istorici care pot confirma că pot răspunde la anumite lucruri. Mă refeream la acea diversiune și acea propagandă descentrată care s-a făcut în micul Muntii și Bucur. Gândiți-vă de la genocidul de 60.000 de persoane care a fost date actuale pentru Ceaușescu, până la alte lucruri mărunte la nivel local. Și mă refer mai mult la acestea la nivel local. Și cred că la următorul lucru, după ce s-a stabilizat puțin aici organizarea lucrurilor în timpul Revoluției, am mers la cabinetul domnului general Florea și mai era acolo Vâncu, Sergiu Vâncu, Stoicescu, Gheorghe și Burtea Vasile. La un moment dat, nu mi-am dat seama și nu mi-am găsit niciodată răspuns, dar mi l-a pus, întrebarea am pus și după aceea. De ce, spre exemplu, Burtea și Stoicescu, Gheorghe, se duceau sau apropiam de generalul Florea și vorbeau în șoapă. Noi să n-auzim. Dar n-am auzit niciodată ce au vorbit. M-a surprins chiar ciudat. M-am lămurit după ce am cu Emil Ivașcu, am găsit la sanitar acolo, la Luar, care m-a adus aminte pe 7 noiembrie, fișa de informator a domnului Sergiu, al lui Stoicescu Gheorghe. Fișa de informator la Securitate. Opa. Eram la un moment dat, fără niciun fel de gustolă în acest consiliu județean, nu știam dacă suntem sau nu mișcați, dacă cineva ne urmărește, că nu știam de unde fac parte persoane care erau aici. Cine a venit și s-a arătat la față, vezi, Doamne, că este revoluționar, și apoi a plecat și n-a mai venit niciodată în sediu, ăla eu îi consider că oameni care purtau anumite informații. Acum, mai sunt multe lucruri la care nu am găsit răspuns. Spre exemplu, disputa dintre conducerile armatei și respectiva securității. De la nivel național până la nivelul local și detaliez nivelul local, nu nici acum nu știm cine a pus la cale această diversiune? Securitatea, armata. La un moment dat, pentru primul plan, adică până când Preoteaza a spus că nu Preoteaza Mirea, că nimeni nu mai dă ordine la armată, că trebuie eu dau ordine la armată, la ora 10 și ceva, când a fost omorât, până atunci parcă se înțelegeau. După aceea, trecând pe alte planuri, probabil, nu s-a mai înțeles deloc. Mi-aduc aminte că venise aici, prima dată, colonelul Staică, cu pistolul la brăcinar aici, a salvat toată lumea, și spunea că voi nu știți nimic, trebuie să vă organizăm ca să
să reușim ceva. Și domnul Dârlău se dragul să stea acolo în banca aceea, n-a zis nimic. După care, după oră, vine și cum un om mai căruțel și un alt crezut că el este generalul Florea, că nici nu știa pe generalul Florea. Era juristul de la Consiliul Județean. Tunar. Așa, Tunar. Am uitat. Scuzați-mă. Și la un moment dat, după ce s-a dus delegația, o delegație de aici s-a dus la unitatea militară Universitatea Generalul Florea și l-au chemat. Știți că atunci strada, toată strada urla cu armate, cu noi și mai departe, a venit generalul Florea. A început să organizeze aici tot felul de lucruri destul de bine, în sensul că atât avea și atât știa de pe, din planurile care le aveau de executat. Căci de la centru nu prea se mai comunicau multe lucruri. Și atunci, în capul lor, mergeau dintr-o inerție. Și eu îmi aminte că mai târziu noaptea, până la două, când generalul Florea, supărat, l-a trimis pe Lupu, pe colonel Lupu, și l-a dus pe Zagoneanu și pe pe Bucur de la Sud, de la Sănătate, cum îl chema? Bucur, da. Claudiu Bucur, exact. Și când i-a chemat, zice, vă ia mama, scuzați-vă, vă ia mama dracu. Ce faceți cu unitatea? Ei au auziseră, deci pe o diversiune, că unitatea militară de la, la Patria s-a pus pe ea tunurile miliției. Și ăsta au scos tunurile, Florea, au scos tunurile unității militare, două tunuri, le-a scos și le-a îndreptat către miliție. Zice, vă omor pe toți. Era cu pistolul, la tâmpla lui Zagoneanu, atunci vă poate confirma asta și Burtea și Stoicescu, și la un moment dat sună telefonul. Deci, cine știa numărul de telefon de, la, de aici, de la CGR? Cineva, nu știu cine, dar oricum era o diversiune curată, și ia Claudiu Bucur și spune, terminăm o dată cu aceste diversiuni. Domnul general, vedeți ce diversiuni se fac? S-a calmat generalul. Atunci, practic, ne diversiona toată lumea. Deci nu știam ce facem aici, cu cine defilăm, cine e aproapele nostru, cine ne omoară și așa mai departe. Deci, prin aceste momente noi am trecut. Noi n-aveam, habar n-aveam. Majoritatea dintre noi, habar n-aveau. Pe când erau și persoane destul de bine interesate, se uitau, aici, colo, plecau, se întorceau și duceau vești și de la Revoluție. E clar că dumneavoastră îi puteți numi foarte limpede pe aceștia. Deci astfel de diversiuni, vreau să vă spun că s-a purtat tot timpul. De la apă otrăvită, de-am adus aminte atunci, haideți să bem apă, că până când ajunge la noi putem să bem. Dar diversiuni care au stricat, dacă vreți, și rolul natural. Mersul natural al Revoluției. Am modificat foarte multe lucruri de la nivel național la nivel local. Și e normal să ne punem întrebarea cine a făcut aceste lucruri? Cine a organizat aceste lucruri? Noi? Cei care erau obișnuiți aici? Nu. De aceea nu m-aș mai întinde. E un aspect care trebuie să-l lămurească istoricii. Cine avem dreptul să aflăm aceste lucruri? Vă doresc multă sănătate și la mulți ani. În continuare, invităm pe domnul Mihai Tudor Țigoiu să ia cuvântul, să rugăm să vină la pupitru acela. Mulțumesc organizatorilor Muzeul Casa Mureșenilor pentru acest eveniment. Mulțumesc și colegilor revoluționari. Trebuie să amintim că marea majoritate din sală suntem revoluționari. Și nu trebuie să ne fie rușine să pronunțăm acest cuvânt. În 1989, în țara românească, a avut loc o revoluție.
care se pare că a deranjat pe mulți, cum zicea și colegul Emil Stoica, că au fost foarte multe manipulări în această locație. Sigur, dar n-au început în 22 aceste manipulări. Au început din 21, din 16 la Timișoara și în Bucacian București și au continuat până la sfârșitul decembrie, chiar în această locație. Nu numai în 22 sau noaptea de 22, spre 23 când au început să moară oameni în Brașov. Pentru aceste manipulări, într-adevăr că nu știm cine este vinovatul. Dar pentru neaflarea adevărului, știm cine sunt vinovații. Cei care din 1989, în 30 decembrie, au început să conducă țara românească. Am avut 4 președinți care toată lumea era interesată la eveniment. În 21 decembrie, vai de mine, manifestații mari, domnule, eveniment, îl felicităm și cu asta, basta. Nimeni nu a dat un răspuns. Băi, au murit 1300 de oameni în România, este de vină Popescu, Ionescu? Nu. Și ce este rău? Pentru că 30 de ani, imediat se fac 30 de ani și nu știm absolut nimic. Organe ale statului român, plătite din banii contribuabililor, sunt procuratură, n-au făcut nimic în aceștia. Politicienii și ei au închis ochii. Ne trecând după niciunul la răspundere să vină să spună domnule procuror general, domnule procuror deputat, ce ai făcut? Salarii mari aveți, posibilități aveți, istoricii au adunat și documente și există documente la în unitățile militare despre tot, absolut tot ce s-a întâmplat în țara românească. Contractul există. Numai morții există, răniții există, urmași există, revoluționari încă mai există câțiva, sigur că tot mai puțin, dar vinovați niciunul. Și atunci, nu suntem obligați să ne punem aceste întrebări? Și să-i luăm la întrebări pe cei care ne conduc? Eu zic că da. Să nu uităm că în această locație, brașoveni, pe care suntem foarte buni, începând din 56-58, au fost judecați în această sală. Ca dușmanii regimului comunist. În decembrie, în această locație, au apărut revoluționarii. De aici, mă rog, s-au schimbat, nu era tribunal, a fost sediul partidului. Acum, ținem simpozioane. Alții. Tot în această locație. Domnule, dar nu-i bătaie de joc? Eu sunt foarte mândru că în Brașov au avut loc totuși aceste vinovații. Cu condamnare chiar triste astea care au fost cu deținuții politici. Cu mișcarea de la din 87. Revoluția. Deci brașovenii au luptat pentru un ideal. Pentru dreptate, pentru libertate și pentru dreptul de a vorbi liber. Atunci, tot ca brașoveni, trebuie să încercăm împreună să aflăm adevărul despre această revoluție din 1989. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Țigoiu. În încheierea prezentărilor din partea revoluționarilor, îl invităm pe domnul Mircea Aurel Frain. Doamne și domnilor, vreau să vă vorbesc în cele ce urmează despre dilema, se aude, nu se aude. Despre dilema care este din ce în ce mai accentuată și pusă într-o anumită valoare care putea să călătorească istoria, și anume se încearcă schimbarea ideii de revoluție cu lucrurile de stat, atunci dumneavoastră zilele trecute cum s-a fost problema, că revoluția română a fost prinsă de diversiuni și că totul a fost organizat de dinainte. Și atunci vreau să vă țin un mic speech în legătură cu acest aspect, dar înainte de a-i saluta pe colegii de la 15 noiembrie, a
la care noi avem tot respectul și toată dragostea noastră pentru curajul care ne numesc. Și reciprocă, mulțumim. Vreau să salut pe doamna Etea Pia Babeș, care este soția Martinului Mărăcău. Acel om care a deschis, dacă vreți, lista revoluționarilor și a revoluțiilor din Europa. E primul revoluționar al anului 1989. Vreau să salut pe revoluționarii adevărați care se află în această sală și care au pătimit în acele zile și au pătimit și după aceea. A fost chemat la banchete, la procuratură, a fost anchetați. Vreau să-i salut pe gazetari care sunt convins că vă spune adevărul în cele din urmă. Mă voi folosi în cele ce spun acum despre o carte foarte importantă. Vreau să vă spun că mai nou în Brașov a dat un nou specialist în problemele de revoluție, se numește Iulian Cătălui, este un documentarist extraordinar, presa Biblioteca Județeană, și a spus de cuvânt o carte care se numește Literatură și Revoluție, în care tratează problema revoluției din punct de vedere teoretic. Este, cred că, un studiu unic în România, care se numește toate revoluțiile mondiale care au stat de când există umanitatea în România. Și vă extrage câteva citate ca să vedeți unde ne găsim în acest moment. O să vedeți care este dihotomia dintre luptura de stat și revoluție. Bine să știți, pentru că va fi momentul să apărați și de asta această noțiune a revoluției, să aveți argumente. Spre deosebire de luptura de stat, revoluția încearcă să introducă o viziune, un program sau un ansamblu de valori, adică să fie o revoluție ca năzuință și evoluție spirituală, culturală, în timp ce o luptura de stat nu conține astfel de idealuri, fiind mult mai pragmatică. Deși luptura de stat este mai simplă decât revoluția și se deosebește net de aceasta, chiar situată de către unii în afara ei sau chiar neavând legătură cu ea, are obiective limitate și mai ales se face fără mobilizarea maselor, totuși a existat cazuri când o luptură de stat militară a declanșat o revoluție, vezi cazul revoluției care au fost în Portugalia. Pe de altă parte, luptura de stat conține elemente de rebeliune sau de revoltă a unei părți a populației, potriva unui guvern sau unui regim, ori armate unui stat. Dar, la rând de mișcarea revoluționară, deși este un gen distinct al unei mișcări sociale care poate realiza reforme, este părăsită efectul unei revoluții ce poate fi o componentă, o latură a acesteia, deoarece mișcarea revoluționară este în cea mai mare parte a ei violentă și are drept scop principal răsturnarea unei puteri aflate în exercițiul funcțiunii și dobândirea stăpânirii sau dominației parțiale sau totale a unui stat. În fine, apare și evenimentul contra-revoluțional. Contra-revoluția reprezintă o latură negativă a revoluției din cauza că încearcă să înlăture sau să distrugă această nouă putere. Deci asta ar fi o definiție modocrosă. Nu o să vă rugeți pentru că nu facem un seminar științific aici. Conceptul de revoluție în cultura occidentală, foarte curioasă, cum vede cultura occidentală acest concept, are sensul diferit dacă este privit ca un fenomen istoric irepetabil, unic. Sau dacă e considerat un fel de model universal care intră doar elementele constitutive ale definiției revoluției, în condițiile în care, de pildă, unul dintre cele mai puternice exemple ale unei revoluții care este un model este Revoluția franceză, căderea Bastiliei de 1789, că știți foarte bine când revoluționarul a înlăturat acel regim monarhic și a introdus prima republică, dacă vreți, în epoca modernă, care și ea, finalmente, este cele din urmă înlăturată și scriptul nou contra revoluție, pentru doar ce ne-au fac ei, o poveste mai lungă. Dar ea, Revoluția franceză este un model, dacă vreți, sub aspectul acestei teze, acestei explicații precise. Termenul de revoluție se referă și la revoltă. Ei, aici trebuie să fim atenți. La recurgerea la violența colectivă, dar și la reformă câteodată, în cadrul acesteia din urmă există violențe în opinia autorului, dar atunci când provoacă efecte negative în rândul populației, cum s-a întâmplat în decembrie 1989, când am avut atâția moși și răniți. O schimbare a regimului de proprietate fără o schimbare corespunzătoare a guvernării nu este o revoluție, ci o reformă. Deci dacă nu cădea regimul comunist, vorbeam despre o reformă. Dar regimul comunist a căzut, pentru că iată, în ciuda faptului că înjurăm pe toate părțile Uniunii, Iliescu și FSN-ul de atunci, aceștia au introdus pluripartitismul, o chestie extraordinară, unde regimul comunist era o
chestie imposibilă, s-a eliberat mișcarea sindicală. Sunt multe lucruri pe care a făcut Ion Iliescu, așa cum era el criptocomunist, cum îl considera. Nu pledez pe el, vă spun corectă de istorie. Revolta sau răscoala este o formă deschisă, spontană, neorganizată de rezistență, de supunerea unor grupuri umane împotriva puterii de stat. Poate cea mai importantă formă a revoltei este cea armată. În foarte multe țări, revoltele erau organizate de armată, așa cum participanții fiind numiți rebeli, dar atunci revolta se poate numi numai rebeliune. Revolta care implică o mare parte a populației este denumită revoltă populară. Din acest punct, dacă ea nu declanșează schimbarea, revolta rămâne la acest stadiu. Dacă a declanșat schimbarea istorică, a schimbarea regimului politic și statal, uneori statal, ea capătă termenia de revoluție. Deci ceea ce ați făcut dumneavoastră în decembrie se numește revoluție. Oricine încearcă să schimbe cursul acestui adevăr, să spună că de fapt schimbarea decembrie a avut loc ca urmare a comportării unui grup intern și extern, în urmă hotărârii de la Malta, unde armata a trădat și a făcut nu. Deci dacă nu ieșea Timișoara la armată, în 21 decembrie, de principalele orașe din țară, acolo unde 21 decembrie să fim iertați, a ieșit lumea într-adevăr spontan. Să spunem că în 23 lumea a fost scoasă și prin factorii de influență de întreprindere, erau, așa zic și, cum să le spune, colaboratorii securității care mișinau între și trebări, ei au provocat cumva și ieșirea oamenilor în stradă, dar fondul era deja realizat, oamenii ieșiseră deja, oamenii deja se solidarizaseră cu Timișoara, oamenii erau sătui de mizerie, erau sătui de minciună, erau sătui de comunism. Asta a declanșat dorința tuturor să iasă în stradă, să ceară cu curaj căderea lui Ceaușescu. În 21 decembrie la Brașov, în piața Sfatului, împreună cu câțiva nebuni din centru, am pus o pancadă, azi în Timișoara mâine toată țara, era 21 decembrie, deci noi luasem atitudine. Și vreau să spun că chiar din 21 au venit un grup de timișoreni pe care am găzduit, le-am dat de mâncare și care au fost cei care ne-au dat curaj să facem aceste demersuri. Sigur că în paralel și meritul lui Chachimbaf, care și ea în stradă, nu? Ei venit pe lungă, că erau deja în centrul cu Paseu, deci Brașovul deja era oraș liber de comunism în 21. Sigur, nu mai vorbesc de București, care, sigur, dacă am ieșit în stradă din 21, din 20 chiar, Revoluția din decembrie ar fi rămas o simplă revoltă culturală. Și acum trebuie să vă închei, aș dori să vă spun cum este situația la români. În 1989 s-a impus rapid aplicarea termenului de revoluție. Evenimentelor recente luate în ansamblu ca și răsturilor pe care le antrenau. În 1989 s-a putea vedea inclusiv în România cum regimurile brutale, crude și aparate terne din Europa de Est au fost înlăturate și demantelate de demonstrații de stradă gigantice. Deși prea puțin organizate, ca în România, în ziua ultimului discurs al Ceaușescu, când lumea a fost organizată paradoxal chiar de Ceaușescu, să iasă în stradă și să-și expună adeziunea la politica partidului. Eroare fundamentală, pentru că această demonstrație, de fapt, s-a întors în prima lui. Din păcate, în România, preajma Revoluției din 1989, nu există un grup ca în Polonia sau în Cehoslovacia, ca să creeze o opoziție anticomunistă organizată și ca să evite o mișcare violentă. Astfel că România, că Revoluția Română a fost cea mai violentă din toată Europa de Est, pe fondul unei sărăcini accentuate, pe fondul unei dezinformări totale, românii nu știau mai nimic din ce se întâmplă afară, cu excepția celor care ascultau Europa Liberă pe riscul lor, și care aflau pe bucățele cam care este adevărul despre lumea din jurul nostru. Era ieșirea din peșteră, așa cum ne filmam și pictul desenase peștera în care tatăl și fiica stăteau cu spatele la ieșire, ei nu știau ce e afară în lumină. De aceea, cu atât vreau să vă rog, insist, acolo unde participați la o discuție în care încearcă să se denatureze imaginea Revoluției din decembrie, să se falsifice această terminologie pe care noi am pus-o în valoare prin sacrificiul nostru, argumentați cu toate căile. Această revoluție este populară, aparține poporului român, pentru că nimeni nu a fost scos în stradă. Spuneți-mi cum de nas a fost, de cineva a scos în sală, v-a scos cineva în stradă, vă obligați să ieșiți în stradă, vă organizați cineva să ieșiți în stradă. Păi sunteți voi înșiși martori adevărului acesta, ați ieșit în stradă pentru că nu ați mai putut face nimic. Eram neorganizați, eram
într-o... Era o haită de oameni disperați. Vă mulțumesc pentru atenție și vă rog, din inimă, să păstrați imaginea.